Hai, hai, hai. Hai să-i spun eu ei acum. Ce merge? Unde o fi? Ce o face? La mare e casa asta. Ce faci, mamă, soacră, aici? Ce faci aici? Ce cu ăștia? Ce pui? Ce lasă tu camerele, că știu tot. Ce faci cu astea aici? Ce pui pe astea? Prezervative? Ce te superi? Doamna Carmen! Vrăjitoare! Cuscra! Cuscra? Doamna Carmen! Știu tot ce mi-ai făcut! Tot ce mi-ai făcut! Tot ce mi-ai băgat în băutură și până alea! Toate pastile tale! De unde ai avut tu? De ce îmi faci tu mie atâta rău? Mă, că m-a rugat băiatul, mă, mi-a dat... să iau cheia de acolo de supreș ca să vin să-i scot prezervativele. Dar de ce are el prezervative? La cover sau ce? Cum? Vezi să mă înșele? Crezi că nu știu ce sfaturi îi dai tu noaptea? Dar de unde apare și tu cu camerele după tine? Da, cu camerele, să vadă toată lumea cât de ești. Nu e adevărat. Unde ești, vrăjitoră? Mamă, ce casă și-au făcut aici. Ai venit și cu Cusca. Lasă-o pe Cusca, ce mi-ai făcut tu mie. Și ca o te vrei să rămâi cu fitul, să te omor cu el parte, că eu nu-ți mai au apărarea masă durată. Ia uite, a venit și cu... Femeie și fata. Firar să fie, dar mă duc la mama, nu mai stau. Ia uite-te, ia ce stau eu să-mi bat capul cu toate ele după fața pământului. Mă omoară ea pe mine și îmi pune o travă. Ce-mi făcea peste două zile, mă? Chiar nu știu despre ce vorbiți. Cum ce, să nu ce știi? Aici? Ce mi-a băgat în mâncare și în băutură? Doamne, ferește, ce n-ați face? Cum ai îndrăznit? Cum dar adică? Dar nu e adevărat, dar voi vorbiți. Acestea sunt niște acuze foarte grave. Aoleu. Uitați, oameni buni, ce femeie și îi bagă prezervative lui fisul în pantalon și îți spune după aia mie că eu îi vreau răul. Să-i fie rușine, femeie bătrână, la 60 de ani. Ne întoarceți spatele și plecați, nu aveți nimic de spus? Nu știu despre ce vorbiți, chiar nu știu. Acum câteva zile, norii dumneavoastră a fost foarte rău. Aveți vreo explicație în acest sens? Ea se culcă dezbrăcată, o doare ovoarele, o dor burta. Păi de ce o dor? Că am văzut când i-a spus laxative în pahar. Ce explicație ne mai dați acum? Uite să vezi tu ce-ți fac eu ție. Zici tu că eu sunt bătrână? Fierai tu să fii. Ia să vezi tu ce cufurială te ia. De n-ai să te mai duci nici tu. Tu nu înțelegi că fata asta m-a făcut să-mi vând casa. Nu se poate. M-a adus aici, m-a lăsat singurică. M-a terminat, nu m-a băgat în seamă. Nu. A complotat cu fiul meu tot timpul. Tu ai complotat cu el. Tu ai complotat cu el. Gata. Gata, cum să treacă, gata, vii acasă la mămica. Nu vrea mama să mă mut la țară pentru ei, da, mamă. Vrea să plec știu, de aici, mamă, în viața asta știu, mea. Să stau acolo, să-i fie ei bine. Să-i fie ei bine. Lasă-i pe în pace și vii acasă, mămică, și ne vedem de treabă. Haide să vă arăt unde stau eu și o să mă credeți. La Balamuc o să stai. Lasă fata lui mama, lasă. Joc de mine, amândoi, mă, mamă. Da, mamă, bunătatea mea, tu, fetița mea bună. Ia vină încoace, dar nu vă e rușine. De ce căutați? Nu vă e rușine, ce ți-a făcut? Ce ți-a făcut fata asta nevinovată? Ce ți-a făcut? Vrăjitoare-o! Ia uite-te aici un televizor de când rău și prău. Deci un televizor vechi. Mobila asta eu am adus-o de acasă. Am vândut cu 80.000 de euro. Da? Și ia uite cum mă comport. Da? Sora ta, uite așa, ia uite. Eu le fac mâncare, le fac salată, le fac de toate. Ei nu mănânce, da? Eu singur aici, uite. Ia venit să vedeți. Și ăsta e un motiv, doamnă, să vă comportați. Nu. Ia veniți, băieți. Veniți în coace, dacă tot. Ia uite. Uite unde fac eu necesitățile. E frumos așa, mă duc seara. E bine, mamă, e frumos acolo. Tu... Ce tu? Din cauza ta? Din cauza mea? Din cauza ta, uite. Din cauza mea? Am ajuns rămit. Eu nu am vrut să vin aici. Eu vreau să vin la tine, la patru ani. Să-ți fiu alături. Uite așa, la ei dus. Fii tu, Monica. Fimiu. Fii tu, l-ai dus. Nu e adevărat. Tu ești reaua. Ți-am vrut binele. Tu ești vinovată. Ți-am vrut binele și te-am respectat. Doamnă, dar văd că aveți toate condițiile din lume aici, doamnă. Cum puteți spune așa ceva? Fă. Dar unde se plânge atâta că sunt rău și dacă mamă, când uite ce când casă. Când stăteam să tuc pe acolo pe lângă Focșan, nici măcar în Focșan nu stătea. Hai, mamă, uite-te lași. Uite-te și tu în ce condiții hai, stă, frate, uite-te că-i dă-l asta aici, mă, dracu, ai, lasă-mă, poate pace, așa ceva. Tăi,
umbli cu vorba, mă, tai așa, mă, te parcă nu se știe. Toate vă cum aveți voi de desubturi. Cum să vorbiți despre fata asta care v-ar înșela fiul? Cum vă permiteți? Vă dați în toate părțile. Așa vă este. Pe ea, vă mințiți așa propriul este. Copil. Și, vă mințiți ia, propriul ia copil. Nu, ia în înșeală pe mine. Un înșel, Hitu mă înșeală pe mine. Nu e adevărat. Până la urmă, care e? Că ați vândut casa, că îl înșeală? Care e motivul? Toate, toate la un loc. Că singură vă contraziceți toate cu ceea ce la un spuneți. Loc, Fiernesc. Păi dacă ea a adus în starea asta, nu credeți că ea a creat toată starea asta tâmpită, așa? Să-ți arate, totul domnul Ernest, asta. De fapt, cine a vrut casa aici? Cine a vrut casa aici să-ți arate, domnul Ernest, am ținut cu tine? Vrei să o ajută să se adapteze. Este greu, a lăsat locul de la țară și totul a venit să mute cu noi. Trebuie să o ajutăm să obișnuiască cu... Malina, tu nu-ți dai seama ce vorbești? Păi, și ce vrei să fac? Vrei să mă mut eu la țară? Am sala dar aici, să vin la țară, am afaceri aici, vreau să... Ea. Cum adică trebuia să ne mutăm la țară? Tu nu-ți dai seama ce vorbești? Dar eu puteam să mă adaptez la țară doar ca să fie ea bine. Mai las-o în pace pe ea, că m-ai disperat cu ea. Așa de ea. Păi de ce ea, vrei da. Să-i fac acum? Hai, și hai să o crești, ce să-i fac? O, avem grijă de ea, da, o creștem. Dar e convins acum? Cine-ți vrea rău, mamă, soacră? Ia zi-mi! Oleo, dar n-am știut că copilul meu, care eu l-am crescut, Doamne! Și măsa! Punct! Ce scandal, Dumnezeule! Doră ca mine, tu nu o să mai găsești să te respecte cum te-am respectat eu, niciodată! Doamnele! Cu ce ca voi am stat în casă, mie nu mai îmi trebuie. Mi-am făcut bagajul, eu mă uite, duc acum să, fii, să stai cu fitul. Să că mâine, păi mâine o să vândă tot pentru amantă, frumos, care l-a acoperi, că l-a învățat să mă înșele, da? Da? Și o să vândă tot și o să te ducă la un azil de bătrâni. Să stai la, așa. Așa nu, e la nu, supărare, nu, Alina. Nu, fără... Alina, mi-ai făcut numai să... rău, fără auzi, nicio dovadă. Nu mai am nevoie. Acum, nu mai am nevoie. Mi-am distrus. Nu mai vreau, nici nu vreau să mai aud nimic. Alina. Cuscră, ce-ai făcut, Cuscră? Ești conștientă că puteai să fata? Ce fel de mamă ești, Cuscră? Cuscră, ești și tu mamă, Cuscră, dacă-i făceam eu la băiatul tău așa ceva. Nu-ți dai seama? Puteai să-mi o bagi în spital, să-mi o copilul. Ce fel de mamă ești? Și pentru ce, doamnă? Ce pentru mamă, un televizor? Pentru ce? Pentru un televizor? Pentru o canapea veche? Pentru ce, Doamne, iartă-mă? Nu știu, m-a adus în ce starea te-a adus? Asta. Nu știu cum. Nu există așa ceva, timpul. Dar nu ești mamă, dar tremură carnea pe mine de când ți-a dus fata și l-a luat pe domnul Erne și mi-a arătat câte și mai. Cum ai putut să faci așa ceva? V-ați bătut joc de ea aici. Ai bătut joc de ea, de pur și simplu. Ea n-a știut ce să facă bine pentru tine, să băga, să țină partea, da, că fitul e cum e. A vomitat fata sânge. Ajungea fata prin spitale, pierdea copilul. Să mai facă și copii, dacă era însărcinată. Femeia crede că ne prostește pe toți. Chiar nu, nu ne ia știe, de proști, că... pur și simplu. Ne ia de proști. Tu de acolo treaba ta și vezi de treaba ta. Te rog copilul în pace. Te rog frumos, lasă-mi copilul în pace, mergi acasă. Auzi, lasă-mi copilul în pace. Ai făcut prea mult rău. Ai făcut prea mult rău. Te rog frumos. Lasă-mi copilul în pace, n-are nevoie de nimic. Hai să mă... Te rog frumos, Alina. Mamă, că e falsă, Alina, pe bune, nu cunoști. E falsă. N-ai văzut cu cine ai de face? Am încercat să te înțeleg 6 luni de zile. Ți-ai bătut joc de mine ca și cum aș fost ultimul. Uite că îmi pare rău. Alina, te rog frumos. Nu mă insistați. Nu mă insistați. Hai, Alina, veni la mine. Nu mai insistați. Doamnă, vrei să-i băgați mințile în cap băiatului? Mă duc să vezi și vă păcatele? Ernest, n-am știut. Haideți că am așa băiat. N-am știut că el e singurul vinovat. Haideți Ernest, mine, vă rog. Este singurul vinovat. Eu n-aș spune asta. Acum că a aflat adevărul, soacra parcă și-a mai schimbat părerea. Abia acum și-a dat seama că nora ei este de calitate, prea târziu probabil. Cu ajutorul echipei, amorezii au fost ușor de depistat, așa că nu le rămâne decât să dea socoteală. Ia uite ce se întâmplă în mașină. Îi filmezi? Ia uite ce fac ăștia în mașină. Ia uite ce se întâmplă în mașină. Nu știu ce se întâmplă în mașină. Aflăm acum ce se întâmplă în mașină. Ce faceți mai aici? Ce faci mai aici? Zi-mă ce faci aici! Ce faci aici? Zi-mi ce faci aici, ești încălduri? Ce faci noi cu asta? Ia zi-mi ce faci aici! Ce faci aici? Faci case! Aici umpli prin... Ia uite! Ia uite, fiți de la beuta unde e! Ești domnișoară afară! Ești afară, domnișoară! Ești afară! Că nu vă cunosc! Cuscră! Dar cine sunt? Te cunoștem noi pe tine! Te cunoștem noi pe tine! Bucureștiului! Tu știi cine sunt? Ne simți? Știi cine sunt? Dar tu știi cine sunt?
E normal să faceți așa ceva? Ce cauți aici cu asta? E muțită mea să fii tu! Ce faceți, bă? Hai, mama, treaba ta! Mă vezi că te bag în gândul acolo, te bag! Ai nebunit? Mă lac cu el! Ce cauți tu, doamnă? Ce zice, Alina, e sora mea, nu te cunoaștem pe tine. Hai, Alina. Ce faci, fa? Adică nu mai cunoști pe Alina? Nu mai cunoști pe Alina? Ce faci, fa? Acum o cunoști? Cusca mea! O cunoști, Alina? Așa, și tu, stai puțin, deci trebuie să vorbim, dar eu știu cine ești tu. Când ești cu bărbați, mămică, 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 potolește-te. Mamă, mai ce, nu, tu zici, nu mai ce, că te bag, mamă. Zim, hai. Calm, calm, calmează-te, 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 cu calm, cu calm. Ce e cu mine aici? Tu ești călare pe una și tot cu o întreb? Îmbracă, lasă-te pe mine ce fac aici! Hei, cu calm, când a venit aici să ne certăm? Îmbracă-te! Tot tu ești tare în gură, tu ești călare pe una și ce căutăm noi aici? Sunt cu nevastă ta! Stai-mă un pic, că ai venit mai loc din oală, nu știu ce... Cum te-am luat din oală? Te-am luat de nu te-am luat din oală! Ia manta lui Fitu! Deci da, eu am văzut acolo ceva, dar uite... Ce ai văzut? Uite cum ai văzut! Nu mai punem la pomne că te... Lasă nervii un pic și ascultă-mă, da? Deci, Doamne, eu sunt kinetoterapeuta aici. Tu cine ești? Tu ești ultim... Tu crezi că eu ce faci mie, mă, da, și eu apărare? Și ce faci tu mie cu amantele tale? Ia mâna după mine! Ai răbdare un pic să îmbrac, nu știu ce se întâmplă. Se întâmplă că o să apar la ochii din umbră, asta se întâmplă. Se întâmplă că, virgulă, cumnata ta a apelat la noi, avea ea niște nelămuriri legate de căsnicia voastră. Și uite așa am aflat tot ce se întâmplă aici. Spuneți-mi da, despre ce este vorba. Păi, prietene, ați unărtit împreună. Ce e atâta lume? Că nu înțeleg. Da, pentru că, uite, vezi, ce au adus... Auză-te puțin, stai puțin, ne trăiește până la răspundere sau noi trebuie să ne tace? Eu m-am înțeles cu doamna foarte bine. Doamna care, doamne, și ce mai mult cu visul aici? Eu n-am știut, eu acum văd toată treaba, am văzut și cu la Ernest. Pentru că m-am simpatizat foarte mult. Tocmai, că sunteți pe mână! Ai pe onoră ca mine, înțeles? Da, pentru că o vedeam înainte, o vedeam... Lasă omul să vorbească! Toți v-ați bătut joc de Alina! Da, mă, dar eu nu știam! Ce făceai tu cu aia de... Ai răbdare, ai răbdare, iubire, că o să-ți răspund! Și mă, dar pune-mi pastile! O să-ți răspund... Cum adică, cine spune pastile? Mă, ta, scumpa ta, mămică! Cum să spună pastile, mamă? Simplu! Peste tot îmi pune pastile în apă, în limonadă, în mâncare, pe unde apucă femeia? Nu sunt mama pasul. Unde e? Unde e mama cu? Adică ea ne trage pe noi la răspundere. Ia? Ce căutăm noi da, aici? Da, eu n-am ce știut. Ce căută ea aici? Eu n-am știut. Eu n-am aflat. Nu s-a păi cum? Acum mașina la ieri. Păi doamne, ai, dar ce înseamnă? Că sunt pe mână tot ce... Ce înseamnă să ai un soț care te bate, care este bețiv? Care săptămâna și bătaia, săptămâna și bătaia. Am un copil cu el. Așa și cu ce bine avem noi. Uite-te ce am pe mâine, bunătăi, uite, uite, vrei să te miști? Și de ce stai cu el? Asta cu gipsul, cu piciorul. Dar nu trebuie, eu n-am știut. Dar nu trebuie să mâine. Nu trebuie, place unde am ajuns. Copilul iubește foarte mult și copilul este dependent de el. Băi bine, și cu Dan ce cauți, cu Dan? Cu Dan ce cauți? Spune și mie. Ești și tu femeie, dacă tu înțelegi și ești măritată, nu știai că ești el însurat? În partea lui, mereu, niciodată nu m-a întrebat dacă sunt bine. Bine, dacă sunt și ok, am o necesitate ca femeie. Dan a fost un sprijin pentru mine, umărul pentru care deci să plâng. Deci tu ești și tu măritată la da, rândul tău și, și copil nu el. Te pui și tu în pielea Alinei, că ești ea măritată, adică ți-ar conveni? Păi nu știu, eu știu situația, că ei doi nu se înțeleg, dar nimeni nu... Nu, ba da, ba da, se înțeleg, nimeni dar am descoperit pe ăsta. De curs la divorț, să despărțim uite că, uite că, uite că asta la asta s-a ajuns. Cum a putut să-ți facă? Te zic ce cauți cu aia mașină. Cum a putut să-ți facă? Cum poți mă să-ți spui tu, mă, dacă din cauza mea n-ai vrut să te buzi la țară? Zi-mă cum ai mițit-o pe mătă! Să-ți explic! Ce să-mi explic? Lasă-mă un pic că să-ți explic, nu, acum unde-i mama? Lasă-o pe mătă, tot am întâi mie explicații, nu numai ta! Cum a putut să-ți spună pastile? Lasă așa, cum ai putut să-i spui numai ta, că din cauza mea te-ai mutat la țară? De ce ai dat vina pe mine? Ai răbdare că o să-ți explic pe lui, lasă-mă un pic, nu mai țipa la mine, nu mai mă împinge, că nu rezolvăm nimic. Nu te duci nicăieri, îmi dai explicații aici. Dar chiar așa nu-mi ție reușine, femeie măritată? Pe malul lacului, fă-i fată, cara! Cine te-a bătut? Soț, uite-te până tăi aici. Păi și ce stai cu el? Pentru că am copilul, ți-am zis, femeia lui Dumnezeu, am copilul cu el, da? Îți iei copilul și te duci și-ți vezi de treaba ta. Ce mi-ați făcut acum, că o să mă la cap. Cine să... Asta, uite, păi, trebuie să te-o asumi! Trebuie să te-o asumi! Ia mâna, și în cazul atingi, Andrei, la fel, te-a influențat maică-ta, erai stresat și în cazul ei... Ce ți s-a întâmplat cu cerul tău, dar nu mă, dar cum ai ajuns tu să fii cu asta, amant? Zim și mie, cum ai ajuns să fii amant cu aia?
Casa, nu vreau să ți explic acasă, hey, vreau să fie. Nu aici am explic. Nu-l provoca. Bă, tu du-te mă de aici, mai să aici. Du-te de aici, mai du-te de aici. Ia te rog mâna de pe mine. Ia mâna după mine. Du-te mă de aici, mai cauți tu să dați. Nu sunt în curtea ta aici, da, sunt pe un drum public. Ce ucior, mă, du-te mă de aici, bă. Sunt în curtea ta aici. Tu strici toate casele la patru, strici familie. Ce cauți tu? Vrei să viața? Amice, eu te prind coțăindu-te cu mal mașină și eu strici cu mal mașină. Acum s-a pus să-mi cer explicații, că asta și-am suportat de la măta 6 luni de zile, pastire și toți dragi, ia mâna după mine. Ai vrut sală de fitness aici, f***? Pe tine te iubesc, că aici a fost, aici a fost doar un refugiu, de ce nu te aici? Ei mări, tată, are copil. Am dus-o o dată, două, de trei ori cu mașina și cu urmă totul a venit de la sine, s-a întâmplat, a fost ok, din cauza că tu și cum am o pistonat tot timpul și nu mai suportam. Deci eu să vină că, de vină că tu ți-ai făcut amant. Nu ți-e rușine așa puțin, mai ești și măritată, mai ești copil, te vede copilul acum, stai așa, stai! Viața mea este dată peste cap, tu nu știi ce mi-ai făcut. Eu ce v-am făcut? Deci tu nu știi ceea ce mi-ai făcut. Ce v-am făcut eu? Dumneavoastră erați pe bancheta din spate acelei mașini cu un bărbat căsătorit, căsătorită fiind, și ce v-am făcut eu? Păi tocmai că sunt căsătorită. Tu știi ce înseamnă să ai un soț acasă, bețiv, care te bate la câteva zile. Uite vânătăile pe mine, uite, uite-mă aici cum sunt. Am un copil cu el, nimeni n-a vrut să spargă casa nimănui. Ia uite unde era kinetoterapeuta de București. Eu n-am vrut să ajung aici. Deci vedeți, doamnă, că ne batem de cu... prin mașini cu nenorocul, uite-te ce s-a întâmplat. Ia stai, doamnă, ce doamnă e asta dacă o găsesc în mașină la marginea bălții? N-ai vrut să o ia pe ea? N-am vrut, nu. Doamnă, stai să ne înțelegem. Tu avei neînțelegem. V-ați băgat conștient în asta, dar nu eu v-am făcut asta. Stai un pic, că doamna îmi spune mie acum că o să o rupă soțul ei în bătaie. O să mai pun conștiință, Enes, te rog. Dar știind că aveți un soț violent, ce căutați? Pui oamenii pe conștiință, nu știu. Dar nu, în momentul când te-ai băgat în patul lui bărbatul meu, nu te-ai gândit? Dar când te-ai băgat în patul lui, te-ai gândit? Te-ai gândit la copil? Dar un bărbat care să mă sprijine. Tu ești la cap? Nu! Te-ai pierdut mințile! M-am lăsat trăie singură! De ce m-ai luat de acolo, la țară? Avea dreptate, tata, că ești... Cum puteai să-i pui pastile în par? Tu vrei să o trăvești, vrei să... Băi, tu vrei să o... Nu, mamă, nu. Păi și atunci ce făceai? Băi, Dane, dar eu te-am crescut, om, din ce sufletul Dane, meu. Bă? De ce-mi vorbești așa, vorbi de mine? Dacă îi pui lui aia la cap? De ce ai vorbit bă, așa? Bă, tu nu înțelegi ceva. Cum îi puneai tu la aia în pastile? Cum îi puneai tu la aia în pastile, par? Dar tu de ce ai vorbit de mine urât? De ce vorbeai așa? Și dacă am vorbit urât de tine, ce? Nu ți-ai rușine? Păi tu nu vezi ce faci, că faci mai mult ligături? Nu, nu! Mare minune dacă nu i-a fi pus și lui ceva. Doamne, pentru că e zici că e drogat, jur. Zici că e drogat omul, n-ai văzut ce figură de drogat avea și ce ochi avea? De la o stare la alta! Rog mult, nu brusca, ai zis că e plină de bunătăți. Nu poți să-mi zici dumneavoastră să-mi cer mie explicații ce se întâmplă în familia mea. Cum e acum? M-ați terminat? Doamnă, liniștiți. De ce ești de rău frumos? Deci nu v-ați dus la poliție când v-a bătut. Meu. Deci tu nu-ți dai seama cine, cine este soțul meu. Cine-o fi? Prim-ministru, cine-o fi? Nu mai pe mă, uite, îți înțelege cu care poți vorbi, alta este să faci
cu omul ăla. Nu se mai poate, nu se mai. Cum ați ajuns să faceți sex? Tigana este o persoană care m-a motivat stai un pic, pe mine. Vreau să ascult ce spune femeia asta. Stai un pic. A fost un refugiu pentru mine. Nimeni n-a vrut să se despartă. Mine. Da? Eu să divorțez de soțul sau el de soția lui. Pur și simplu ne-am întâlnit, m-a condus odată de două ori, de trei ori de acasă cu mașina să mă lase în oraș mai prin zonă, prin, pe lângă casa mea. Și de atunci am fost la sala de fitness, mi-a mai arătat. Ați văzut niște ce are pe mâini femeia asta? Da, am văzut, dar de ce stă cine o pune? Cum adică? Mi-a mai arătat niște asta am întrebat-o și eu. Și am văzut cum omul este atent cu mine, ce am găsit la soțul meu. Eu pot înțelege lucrurile astea. Ce nu pot să înțeleg este cum de-ați ajuns să fiți pe bancheta din spate, că nu este singura dată când ați fost filmată în această impostază, da? Ce mă, n-ai bani, dar te duci la o garsonieră undeva să f*** mașină? N-ai bani? Stai cu amantele pe mașină, păi pe câmp, și cum îți place iarba, acasă, îți plac țânțarii, ce-ți place? Din cauza voastră din cauza am avut voastră. Aventura asta. Tu ai din probleme cauza, cu mata, eu am încercat să ți le rezolv. Și din cauza voastră am ajuns în situația din cauza, asta. Din cauza voastră, din cauza ta, că ești cu capul, la fel ca păi mata. Păi tu cum am asforțat? Eu? Da. Eu am vrut să mă mut la țară lângă mata. Ia mâna după mine, ia mâna după mine. Ai pipăit o paia, du-te și pipăi o paia. Nu, eu aici vreau explicații. Eu acolo te-am găsit. Te-aș băga în mașină, te-aș poate, acolo ți-aș cere explicații, nu aici. Cu asta a prins-o, mă, să ai m***ă. Deci uite pe unde am ajuns. Ești și mai mamă, uite pe unde am ajuns, uite pe unde am ajuns. Deci nu știu unde sunt, mamă, afară am. Deci nu s-a pus, nu știu. Pântufiși. Vai de capul meu, vai de capul meu, ce am ajuns la bătrânețe să mă fac de râs. Zi-te cât ești amat cu aia. Că nu mi-ai răspuns la întrebare, zi-mi! O să-ți răspund acasă, acum, o să-ți răspund aici nu, de față nu, cu toată acum, lumea. Acum, nu, de ce nu, acum? Lasă acasă, că dacă erai deștept, îți spuneai de mult, dar nu mai trebuie avocat, să vină oamenii ăștia să... Hai de aici, că nu vreau să stau lângă ăștia, dar nu vreau aici. Să-ți dau explicații. Nu stai aici, nu stai explicații aici, unde fuci? Nu vreau să-ți dau explicații de față cu toată lumea. Unde te aduci? Păi nu vreau să-ți dau explicații de față cu toată lumea, nu mai vreau să fiu de ce fugi? Băi, ne-am băgat! Incredibil, incredibil! Au, numai să scape, să scape fata mea de toate nenorocirile astea, nu se mai poate. Gata, e ultima zi divorț, că eu mă duc, nu bag eu numele ei. Dar nici nu mai las, nici nu discut. Am luat-o și la revedere. Tu trebuie să înțelegi că ești nevastă mea. Asta a fost doar o aventură, da? Știi ceva, Dane, am înțeles una jumate, am înțeles 6 luni de când a venit mama ta. Am înțeles-o pe mama ta, am susținut-o pe mama ta. Am încercat să te înțelegi pe tine. Ai vrut sală de fitness. Te-am înțeles și pe tine. Asta e o aventură de la sală, o fază care a venit la sală, aici mai fac și antrenamente, am arătat. Și cum sunt fetele astea de la sală? De ce să te cred? Înțelegeți și punctul de vedere al Alinei? Ați fost prinsă făcând cu soțul ei. Bună, Ernest, până la urmă este, doamna este căsătorită, până la urmă, ca să vă spun până la capăt, nici măcar ea nu a apelat la noi. Ea nu s-a prins că se întâmplă ceva. E cu totul altă poveste la mijloc. Dânsa este de vină. Pare rău, dânsa. Ernest, îmi pare rău. Nu trebuie să cereți mie scuze cu nimic, doamne, eu sunt un străin. Ce vrei, am greșit. Dacă ea să plângea la mine mereu că bate bărbatul, că nu poate să stea în casă. Și care e problema ta și tu le aveai pe ale tale? Care e problema mea? Mi s-a făcut milă de ea. Mi s-a făcut milă de ea. Ți s-a făcut. Să vede ce milă am, uite cu drujul ai pe față, scumpul de tine, ce milă ai avut de ea. Păi se mă un pic, sunt eu de vină că o bătea bărbatul. Uite-te, știu care nu mai vine tăi pe ea. Nu mai vine tăi pe ea. Eu să mă gândesc, recunosc că am greșit într-adevăr, am avut un soț dramatic acasă, dar ideea este următoare. O să-mi iau copilul să plec, da, o să reflectez. Cât mai rezistați, doamne? Dar vă rog din suflet să mă mai duc acasă. Nu suntem la piață, nu se negociază, nu ne târgăm. Mi-e frică să mai iau copilul acasă, e clar că o să... Tu nu înțelegi că eu vreau să rămânem amândoi? În jumate de când noi am fost căsătoriți, copiii n-am făcut cu tine din cauza lui măta că am luat-o la noi, am respectat-o pe măta, n-am putut să fac familia mea, mă înșel, dacă aveam 20 de ani de căsnicie, dacă aveam un copil, ce făceam acum? Pune dacă în față. Zici ce făceam acum? Când pui dacă în față e o întrebare retorică, dar dacă erai pe lună, dar dacă, păi de ce spui dacă în față? Auzi, dacă când erai cu ea pe la mine, te gândeai? S-a întâmplat, ți-am spus, s-a întâmplat. Zici și mie, dacă când erai pe ea la mine, te gândeai? Acum ce vrei să fac? Ce vrei să fac? Da. Să faci? Eu vreau să rămân împreună, să spun amândoi, n-am nicio treabă cu ea. Să faci. Vreau să mă lași în pace, să-ți iei pe de măta, să stați împreună în vila aia voastră, casa aia voastră frumoasă, să ții și amanta, că bate bărbatul. Mă, viața, și pe mine vă rog frumos să mă lăsați secunde. În pace, nu? A fost o greșeală. Poate. Care se poate... Înșelatul, dragul meu, nu a fost o greșeală, viața mea, care se poate remedia. El mi-a zis că nu mai suportă să mă vadă bărbatul cum mă bate, că-mi ia ori o garsonieră
cu chirie, ori să mergem la hotel, ori ca să-mi iau și copilul de acolo, din casă, că el mai suportă să mergem. Eu am stat, m-am gândit, am zis că nu e o decizie bună. Doamne, el este un fustangiu. În viața lui nu sunteți prima. Înțelegeți asta? Doamne, ce situație, doamne. Mă, mamă, soacră, mă. Poți ceva să mă fac și eu cu ea, că nu mă înțelege. Mă, mamă, soacră, te rog eu mult de tot. Poți ceva, te rog eu mult de tot, că vreau să mă fac cu ea. Nici nu vreau să te mai văd. Tu ai altă vârstă. Maică, te era să-mi otrăvească copilul. Tu n-ai știut. Lasă-mă. Ai dreptate și acum ce vrei să fac? Nu mă interesează, nu vreau să mai audă de voi, mă, averea voastră și pe tot ce aveți, lăsați-i copilul în pace. Nu, mă, soacră, tu e singura care poți să mă faci cu ea, te rog eu mult de tot. Te rog eu mult de tot. Lasă-mi copilul în pace, lasă-mi copilul în pace. Nu mai, lasă-mă. Ce ca să o trăvească, ai dreptate, te rog eu mult. Nu, ce-am aflat, nu, nu te împac cu nimeni. Știu, ai dreptate, îmi iau copilul acasă și atât. Îți place că te-am copătimit? Nu, da, Alena. Îți place? Pentru 6 luni de zile să pățesc așa ceva? Alena. Ia uite-ți nura care ți-o dorești. O vezi? Nu vreau. O vezi, măritată cu un copil? S-a terfelit în patul meu? Tu ești, Alina, eu nu mai sunt. Și ceva o dată în viață, gata. Femeie ca mine și noră ca mine, tu nu mai găsești. Gândește că eu însușim și eu supărată, Alina. Supărată? Gândește-te că... Nu am nicio justificare la ce mi-ai făcut. Da, n-a jucat strâmb. Și da, cum ai jucat? A venit, nu știu, eu îl credeam pe el. Credeam că tu ești cea vinovată și credeam că din cauza ta totul s-a ruinat și viața mea s-a dus. S-a dus viața și ta. Uite acolo mă văzutem singură. Uite că m-a înșelat și ți-a adus lumea care ai vrut-o. Vorbeam da? Și eu aiurea de vorbe de noapte. Să dar fii nu, sănătoasă și tu nu. Și, și nu tu. Cred eu că a ascultat în gura mea. Aveți probleme la căpuț, vă rog frumos să vă faceți niște analize nu. Ceva. Alina, eu m-am spălat pe mâini de voi, nu mai trebuie. Nu, până la urmă, Așteptați decât cererea mea de divorț. Nu vreau nimic, vreau să mă lăsați în pace. Dar nu mă iartă-mă. Nu mai vreau nimic. Nu mai, Dumnezeu uite, să te ierte. Îți îndur tot. Dumnezeu să te ierte. Nu mai trebuie. Nu mai trebuie, gata. Eu cu tine am de rezolvat. Nu. Nici nu vreau, nu mai lasă-mă, știi că sunt cu inima, lasă-mă, mi se face rău. Mai încercă și facă-mă cu ea, te rog eu mult de tot. Gata, lasă-mă. Deja s-a ajuns prea departe, gata, nu mai am nicio discuție aici. Au mai fost și alte femei aflate în situația dumneavoastră. Ești bine, uite, ai soacra frumos acolo, ai căsuța, ai iubitul, ai pe toată lumea, îți iei copilul care o grămadă de bani poate să te ia, scoată din toată problema în care te-ai băgat, tu sigurică cu mânuța ta. Tu înțelegi mai bine ce zic eu. Tocmai că înțeleg și știu. A fost o greșeală. Se remediază, știu ce zici. Ai prostit-o pe Alina? Nu mă prostești pe mine. Nu te prostești, că aici nu e vorba de prosteală. S-a întâmplat așa în viață, toți greșim. Ce vrei să faci? Hai mă, că ai fost prostit. Ce dare mă, mă, uite în ce situație m-ai băgat. Hai că v-ați uite ce situație mai băgat, vezi? Asta e o întrebare sau o constatare? Asta e o întrebare sau o constatare? Dă-i drumul de aici, auzi? Dă-i drumul de aici! Scuză-mă! Tu dă-i drumul de aici, bă! Iernez vine, dar nu știe! La ce stai cu bolos mâna după mine? Tu dă-i drumul de aici, că tu nu mai dai să faci! Stai calm! Bă, ai auzit mă, dă-te p***a, tu nu mai dai să faci! Dă-i drumul de aici, că p***a cu bătaia! Ia, hai să văd, spargem-o cu bătaie. Dane! Ce dale, mă, uite ce situație mai rău, ce rușine! Să-mi dai banii înapoi! Îți dau p***a, îți dau! Te-ai culcat cu el în casa mea? Nu te-am culcat cu el în casa mea! Păi, nu știu, domnișoară, tu să-mi spui! Nu știu, nu, spun acum, imediat, eu am venit la soacră, te-am făcut ședințe. Așa, și te-ai dus la bărbatul meu în dormitor, că poate a fost mai bine acolo. Păi, nu știu, te întreb, draga mea, că eu nu mai știu ce, nu vă mai întreb pe niciunul. Cum nu cunoști casa, că ai intrat în casa mea? Nu, tu stai aici, și îmi dai explicațiile de care am nevoie. Ai devenit... Dacă te duci la poliție, de ce? Îi bași pasile să o trebuie și... Eu, nu. Du-te, bă, de aici, la azil o să te trimit. Să-mi dai banii și mă duc și la azil. Nu-ți dau niciun ban. Calmează. Să-ți fie rușine că te-am crescut, dar nu așa. Te-ai devenit un tu nu vezi asta. În ce situație m-ai băgat, mă? Nu te-am băgat eu, tu singur. Ce căutai cu asta pe câmp acum? Hai zi, te-am cum dus adică tot, eu te-am dus acolo. Rușine. Păi nu, dar din cauza ta s-a ajuns așa. Mașioza mea. Nu-mi ziceai tu mereu. Să mă duc cu Masueza, du-o și tu acasă, pe terapeută. Hai, lasă, du-o și tu acasă. Și noi la vorbe de noapte. Cum adică, acum glumeam? Acum glumeam. Tu dacă ai cap. Păi din cauza ta am ajuns să fiu cu ea așa, că tu îmi ziceai, du-o acasă, du-o acasă, du-o acasă. Până la urmă așa de la mine, ce vrei să fac? Ți-am băgat-o eu în pat, du-te. Păi nu că mi-ai băgat-o tu în pat. Nu, tu ești singurul vinovat. Vezi că ești pervers rău, fii atent de ce zic. Fii atent aici cum vorbești cu mama ta.
mămică, nu fi supărată, fata lui mama. Nu mai sunt mamă supărată, gata, vreau mămică, să merg să plec acasă. Tu ai auzit cum a vorbit cu maică? Să calmează. Da, că de obicei. N-ai ce să mă cauți lângă omul ăsta. Nu, mai, deci nu mai trebuie, nu mai vreau, nu mai vreau. Alinu, da. Alina, nu, mama, tu ești puiul lui mama. La revedere. N-am copil, nu mă leagă nimic. Hai, te rog, nu ne leagă nimic de voi. Nu mai lăsați-ne în pace, lăsați-ne în sărăcia noastră, doamnă. Nu, ce sărăcie, nu, ce sărăcie. Sunt o victimă, deci te-ai bătut joc și de mine, că mă duci și mi-asigur. Nu, ți-am, nu mi-am bătut joc de tine, dar ce nu înțelegi? O să-ți iau o garsonieră, o să te duc undeva să stai. Știu că acasă nu mai, știu că acasă nu mai poți să ajungi. Nu mai că, știu că acasă nu mai poți să ajungi. Uite, pe mine, uite, uite ce mi-a făcut ăla. Știu, o să te duc eu într-o garsonieră unde să stai și o să fii în siguranță, da? Știu că mi-e frică să știu, mă duc și știu, acasă, știu, mai știu, știu. O tragedie, trăiesc o tragedie. Știu, știu, dar uite și eu, uite și mie ce mi s-a întâmplat. Da? Și tu la fitness, când vorbeai cu prietenul ăla, cu baimuțoiul ăla, când lasă zice tot că... ce a fost, hai să rezolvăm problemele astea, uite ce s-a întâmplat și cu nevastă mea. Din cauza ta, îți place în ce situație sunt? Cauza mea nu ți-a... Dar din cauza cui? Din cauza cui? Din cauza ta și a lui mama. Că voi sunteți mână-mână. Mai sunt greșeli. Mai sunt greșeli? Unde? Hai că din partea ta treceam cu vederea, dar din partea lui fitul nu mai trec cu vederea. Păi că pare rău. Tocmai că cu el trebuie să vorbești. Cu să te lămurească. Să cu ce spună că te iubește tot. L-am întrebat de cât are amază aici, ce sunt de mai iubire în stuf. Fetițe de astea sunt pe toate drumurile, mămică, dar nevestele. Degeaba îți verși nervii pe mine. Că nu eu sunt de vină că ai ajuns aici. Dar de dacă ce primești eu... pe toată lumea să vină la tine? Poftim? Cu problemele lor, de ce primești tu pe toată lumea? Uite-te cu asta poate, mă ocup eu, na. Tu de ce ți-ai deschis sala? Trebuie să știi treaba mea de ce mi-am deschis-o, știu eu de ce mi-am deschis-o. Trebuie să dau ție explicați. Același răspuns îl dau și eu. Că sunt șmecheri, am luat banii, ce vrei? Gata, nu mai, hai mama, hai mama, hai Maria. Rămâi, știu ce să faci. Rămâi acolo cu fitul și faceți-vă boși cu ta și cu toate. Alina! Te rog să mă iert, fata! Iert-o pe mata! Te rog eu frumos, Alina, unde pleci? Unde pleci, Alina? Hai, mă, lasă-ne! Lasă-mă! Te rog eu mult, mă! Lasă-mă, Alina, mă! Hai, vine, vino acasă, te rog eu mult! Nu mai are rost! Vino acasă, dați-vă, bă, așa, vino acasă! Du-te, bă, disperatule, drogat, zici că ești! Ați văzut ce-i poate pielea? Mașina mai avut, n-am cu cine să... Vă pot duce către oraș, dacă vreți. Nu vă las în compania lui. Urcați, vă rog, în mașină aici cu noi. Bă, tine, o să te... Bă, tine, te fac, bă, de la bază, nu! Dă-te-mă așa că fug după ei cu mașina. Stai că fug eu acum cu mașina după ei, că îi prind eu. Probabil că, într-o formă sau alta, mulți s-au regăsit în această poveste. Uneltirile socrilor, făcute din egoism, lipsa de obiectivitate și tendința de a considera că nora sau ginerele nu este ce ar trebui să fie, pot duce la destrămarea unei tinere familii. Iar când îți dai seama că, de fapt, propriul tău copil nu este cum ți l-ai imaginat, este deja mult prea târziu. Alinei îi dorim să aibă puterea de a merge mai departe. Iar vouă vă spunem să aveți mare grijă ce faceți, căci ochii din umbră văd tot. Sfatul specialiștilor este clar pentru tinerii căsătoriți. Iubiți-vă părinții, vizitați-i, ajutați-i, dar, pe cât posibil, lăsați-i pe la casele lor și păstrați-vă intimitatea. Soacrelor, fiți înțelepte. Bărbaților, să știți că femeia nu e la discreție în mai multe exemplare. E doar una atunci când vă însurați. Iar vouă, femeilor, fiți atente în ce familie intrați atunci când vă maritați.